Hei, vă salut și bun venit la episodul cu numărul 8 din Monster Hunter. Suntem la nivelul cu numărul 19. Haideți să vedem ce monștri se ascund aici. Mi-am luat o drujbă cu care voi începe să nimicesc acești monștri, dar mai întâi, ca de obicei, vom lua armură și muniție, puțină viață și vom chema monstruleții la noi să vedem din ce sunt făcuți ei. Hydras. Hydre. Sunt niște balaure. Am pârlit-o, sunt niște balauri foarte periculoși, văd că aleargă de urma noastră. Credeam că vor fi mai cu minți. Aleargă 6 capuri după mine. N-am omorât încă niciuna. Wow, aleargă deja 9. Haide, poate aruncăm niște grenade. Astea mă întreacă, eu fac cercuri. Eu în altă parte mă duc, vezi cum vreți. Măcar unul s-o omor. Să văd cum e. Este? Nu este? Deja e foarte bine. Stai, m-am blocat în ceva. Wow! E plin de balauri pe aici. Așa, băieți, îi duc în partea dreaptă, noi ducem în stânga sau invers. Așa. Pot să nu țintesc deloc, peste tot sunt animăluțele astea. Așa, trebuie să ne omorâm 3 și toți 3 aleargă de urma noastră. Așa, încet. Vom scăpa de ei. Cam prea repede. A fost complicat fiindcă m-am băgat chiar la ei în vizuină. Hai să vedem nivelul cu numărul 20. Și n-am mai încercat drujba. Așa m-am lăudat eu de la început că să încep cu drujba să-i bat, să-i omor. Dar am luat cea mai bună armă și le-am venit de hack. I-am bătut pe toți. Hai să vedem. Deci de sus trebuie să vadă, ca de obicei deci de sus vede. Vai. Asta la capăt de pod este o animal, să vedem pe trăgaci cu cap de broscoi. L-am mirit odată, dar e blocat acolo. 2, 3, 4, scoate limba afară. 5 cartușe au intrat în el, 5 gloanțe de fapt. Hai că în partea stângă. Casa. Să țintim de aici, să ne ducem lângă el. Dar ce are rost? Haideți să mergem lângă el. Deodată, băieți. Da. Cam rapid se mișcă ăștia. Și sunt mici, cam greu de nimerit în el. Nu scoate limba afară. Spurcăciune. Să încerc eu o altă armă, uite asta, de exemplu. Dacă îl nimeresc, scoate limba afară și știu de asta.
Mai am încă de omor 4. Doamne ferește. Așa de mulți? Prea mulți. Hai să ieșim la câmp deschis. Să nu mă prind ăștia. Ați văzut cum se feresc? Aaaa, nu am. Ia veniți încoace. N-are rost, n-are rost, trebuie să fug. Trebuia mai întâi să-mi iau muniție multă și armură. Și puteam deja să-i bat. Cu drujba să-i tai. Dar așa... Aveam să mor. Aveam să începem jocul de început. Și așa de rabie. Unde, unde, unde? Și viteză s-a luat. Mai am 3. De omorât. Așa, dar eu nu văd. Nu-i văd, nu-i văd, nu-i văd, ei sunt pe aici. Stai pe loc. Este vreunul în spatele meu sau și bolă. Sau de răcnind. M-ai văzut, da? 2. 2 și ambe de urma mea avea. Stai că drujba e pregătită și pentru voi, băieți. Băieți broscoi. 2 prieteni. O, da. Nu știu cum fug ei, dacă am haotic. Nu mai încerc eu nicio drujbă. Iarăși din nou. Cam complicat i-am bătut și pe ăștia. Nivelele sunt din ce în ce mai complicate de astăzi. Hai să vedem ce e acolo. M-a văzut deja? Un scorpion cu cap de om. Fu, cât e de grețos. Vă închipuiți cât e de urât. De om sau de maimuț? De om chiar. Grețos. Ce idee au avut ăștia care au făcut jocul ăsta? Scorpion cu cap de om. Doamne ferește. Și vrea pe unul cu drujba să-l bat, dar... Ce prostie am făcut eu? Mi-a dat mie în cap, eu să... Nu a ajuns, spurcăciunea. Băieți, ați pârlit-o, gata. M-am enervat foarte tare, bă. Nu vă iert. De data asta nu vă iert. Nu vă iert deloc. Vin încoa. Vin în spurcăciune. Vin încoace. Muniții iese destulă. Nici nu mă uit asta. Hai, vină, vină încoa. Poți să-l chem și prietenul tău să te ajute. Oricum nu te scapă nimeni. Bărbosule. Unde alergi, spurcăciune? Crezi că te va salva curechiul? Crede că în varză va fi mai în siguranță, dar n-a fost așa. Așa, să fiu pregătit. Îmi iau... niște viață este aici. Acă, m-a văzut spurcăciunea? Va ieși acolo de prin tfarii ăștia. De unde, 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 unde? Unde-i că nu-l văd? Hai că-l aștept aici. Cam greu, prieteni. Puuu, ce departe e spurcăciunea, nici nu trebuie să apropie de mine. El trage... Gimpele astea lui mare. Cine doare? Așa-ți trebuie. Dacă scap toți de urma mea, am părit-o. 2 deja aleargă de urma mea. M-a atins unul.
Viață, 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 viață. De unde să găsesc eu repede acum viață? Și să fac eu câtă muniție. Ha, las fi. Viață îmi trebuie. Bă, acolo să mai plimb cu spurcăciune. M-a atins? Cred că nu m-a atins. Ura! Gata, băiete. Aha. Nu m-a atins, dar s-au pornit doi mutanți de ăștia de mână. Ne ferim puțin. La răbdere. Și încă o dată. Două gloanțe au mers pe lângă. Nu te duci, mă. Eu să aici și aici vreau eu să te bat. Hai. Unde mai este? Unul m-a văzut. S-a zădrâns pe celălalt. Asta e a doilea. Așa, încă puțin. Ăștia-s... nemuritori să-și boala. Am intrat casa în pământ. Dar ăștia nu vor să moară. Așa, încă unul mi-a rămas. Aș fi vrut eu cu bâtă să-l bat sau... cu altceva. Asta nu pot să-l numeresc, e prea repede, se mișcă. Încă un glonte. Ah. Hai, poate nu revin puțin. Ceau, ce urât. Ah, și mai încercăm, prieteni. Încă un zombie de să să-l batem. Mai încercăm să vedem misiunea 22. Nici de gând n-am, de fapt, acea drujbă să încerc. Nici de gând n-am, fiindcă data trecută avea spirit din cauza ei. Oh. Trebuie să omor 7 mumii. Fu! Mumele astea, dacă mai stau la soare, se usup cu tătă. Una este. Încă 6. Vă închipuiți să mai am o armă care ia câte 1% din viață. Arma asta e bună. Încă una. Vine încă. 3 și după care ar fi bine să schimbăm arma. Nu-l nimeresc eu cu asta. Hai, iartă-mă, te rog, că n-am vrut. Să vedem, acum. Uite, clădirea din două gloanțe se duce. Facem loc pentru a ne lupta. Pentru a ne lupta și a ne roti pe aici. M-a văzut? Wow, și uite, s-a luat. Mi-a tras vreo două. Așa, ne întoarcem. Șapte gloanțe pentru o mumie. Pentru o mumie tânără. O mumie tânără sau bătrână? Wow, gata, nu mai vine. Mă duc. Plec să-mi caut armura. Fără armură nu mă întorc.
sau măcar viața să fie 200. Trebuie să mă omor încă 4. Bă, este complicat de tot. Aici trebuie să fie viață. Da. Stai. Deci n-am luat eu viața. Deci n-am luat eu viața, n-am înțeles. Tocmai acum am luat 50. Prea repede, băieți. Tovarăș mumie. Hai că acum trebuie să muriți deja. Una din voia să moară. Ați mai mor odată. Pentru că mumiile astea au murit odată. Strașnic. Cât mai avem? 2 mumii de omorât. E bine, haideți să ne luăm niște viață. Și ies, vedem. Ce e aici? Unde-s mumiile? Ne urcăm pe cel mai înalt deal. O casă aici. Mie n-as o casă. Încă puțin. A doua casă. A treia casă. E cu tremur și intru tot în pământ. Să vedem butoaiele astea cum explodează. N-am înțeles. Parcă am țintit în butoi. Ia uitați-vă. Și cu butoaiele astea așa, bronate. Probabil nu au nimic în ele, ia să vedem așa. Așa nu am muniții. Așa nu am niciun fel de muniții. Să vedem așa. Dragile mele mumii, m-am văzut. Am vrut să mă adresez frumos la ele. Pentru că nu le găseam. S-au ascuns de mine, s-au supărat. La revedere. Și încă una trebuie să mai fie pe aici. Hai, ultima. Da, era pe undeva. Și de ce nu văd eu? Draga și scumpă mumie. Unde te-a ascuns, spurcăciune? Ah, te aștept aici. Ați vii vreodată sau nu? Da. 1, 2, 3, 3. 4, 1, 2, 3. Ultimul glonț, uitați-vă. Adio. Pa-pa! Ăștia au fost monștri. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Ne vedem data viitoare la un nou joc. Pe curând!